În preajma sărbătorilor de iarnă, răufăcătorii pot profita de bună credința a cetățenilor și deghizați în colindători pot fura din locuințele ale căror ușile sunt deschise sau din locuințele pe care le găsesc descuiate. Nu lăsați cheile apartamentului suprași sau în cutia de scrisori. Împreună cu vecinii, stabiliți un sistem de supraveghere atunci când lipsiți de acasă, în mod special în nopțile de Crăciun și Revelion. Asigurați-vă ușa locuinței cu încuietori performante. Când plecați de acasă, creați aparența că se află cineva în locuință prin instalarea unor dispozitive de aprindere și stingere automată a luminilor în locuință sau colectarea frecventă a corespondenței de către vecin sau o persoană de încredere. Rugați un vecin să vă supravegheze locuința. Nu lăsați sume mari de bani sau valori în casă. Nu postați pe rețelele de socializare mesaje din care să rează că sunteți departe de casă, întrucât poate constitui o invitație pentru hoți. Acordați o atenție sporită lucrurilor personale atunci când vă aflați în spațiile publice, în timpul ieșirilor la târgurile de Crăciun, la cumpărături sau la alte manifestări ocazionate de sărbătorile de iarnă. Nu lăsați obiectele de valoare, portmonee, telefoane mobile, genți la vedere pentru a nu fi tentante pentru hoții care profită de aglomerația și grabă din această perioadă. Este indicat să aveți în portofel doar suma de bani necesară pentru cheltuielile curente. Locul cel mai sigur pentru păstrarea portmoneului este buzunarul de la piept din interiorul hainei. Evitați să intrați în discuție cu necunoscuții care vă pot aborda pentru diferite acte de caritate. Pot fi escroci al căror scop este acela de a vă înșela. Nu răspundeți la provocări cu violență, încercați să evitați conflictele, iar dacă nu reușiți, sunați de urgență la 112.